pace de la Tatăl Ceresc și de la Domnul și Mântuitorul nostru Hristos să ne fie înmulțite astăzi. Amin. Ca să dăm slavă după inimă curată și plăcută Lui. Amin. Motivația mea de a veni în față este una singură, aceea de a mărturisi credința. De aceea vin în fața voastră, să știți dacă bine aveți un frate sau o rătăcit care a căzut prin credința voastră. Mărturisirea credinței se poate face două feluri. O credință personală sau o credință care a încăpătat-o de sus, de la Tatăl Ceresc, așa cum știm că nu vor rămâne decât credința, nădejdea și dragostea. Deci, aceste daruri, dacă le avem, dragii mei, venim cu bucurie la casa Domnului. Nu ne poruncește nimeni, nu ne împinge nimeni de spate, ci venim din dragoste. De aceea, dragii mei, socotesc că ceea ce vreau să vă spun eu aici are o urmare normală. Și anume, am avut sărbătoarea ispășirii, sau ziua ispășirii. Ce a fost această ispășire, o știm cu toții. S-a despătut foarte amănunțit și cred că a înțeles fiecare că această ispășire s-a făcut pentru noi. Amin. Nu s-a făcut pentru altceva, nu s-a făcut un ritual. S-a făcut pentru noi, de către Hristos. El a ispășit păcatele noastre. Amin. Dragii mei, fără sânge nu este iertare. Amin. Și atunci, noi ne fim capabili de așa ceva. Hristos, din dragostea Lui cea mare care a avut-o pentru noi, a făcut ispășirea aceasta pe care trebuia să o primim noi. Și acum, dragii mei, ce rost a avut această ispășire? Pentru ce ne folosește nouă? La ce ne folosește? Și am să vă citesc câteva versete. Din 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 42. Așa este și învierea morților. Este semănată în putrezire, în viață neputrezire. Este semănată în dezonoare, în viață în glorie. Este semănată în slăbiciune, în viață în putere. Este semănată în trup natural, în viață în trup spiritual. Dacă este trup natural, este și unul spiritual. Așa și este scris. Cel de tâi om, Adam, a devenit un suflet viu. Cel din urmă, Adam, un duh dătător de viață. Dar întâi nu este cel spiritual, ci este cel natural. Apoi cel spiritual, apoi cel spiritual. Cel din tâi om este din pământ, făcut din țărână. Al doilea om, din cer, asemenea celui din țărână, așa sunt și cei din țărână. Asemenea celui din ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui din țărână, vom purta și chipul celui ceresc. Dar aceasta spun fraților că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția Tatălui Ceresc, nici putrezirea nu poate să moștenească neputrezirea. Dragii mei, așa cum am văzut din aceste versete, Hristos a murit pentru noi ca noi să avem viață. El fiind viață, ne-a dat și nouă viață. După ce ne-a chemat la mântuire și ne-a chemat la mântuire nu când ne-am născut noi, sau nu în momentul când noi am crezut, am avut un cuget curat și am devenit slujitori. Am recunoscut că suntem greșiți și păcătoși și numai sângele lui Hristos ne poate spăla de orice păcat. Așadar, dragii mei, de astăzi, chiar dacă încă mai trăim acest trup de carne și sânge, cuvântul ne spune că se face din el, Roman 12:1, o jertfă vie, plăcută și spre voia Tatălui Ceresc. Și atunci vom împlini o slujbă, vom avea o slujbă.
Și aici nu e vorba de fratele X sau de fratele Y, ci toți putem împlini această slujbă. Să aducem trupurile noastre jertfă. De aceea, dragii mei, și spune cuvântul că din trupurile voastre faceți un templu al Tatălui Ceresc în care să locuiască Duhul Sfânt. Amin. Pentru că Petru vine și ne spune, Scriptura o înțelegem literar, dar e trebuie înțeleasă și duhovnicește. Și aceasta se face prin cine? Prin cel ce a scris-o. Și acel ce a scris-o a fost Duhul Sfânt. Deci El ne poate desluși cuvântul. De aceea, noi astăzi trebuie să ne bucurăm. Știm de ce venim, știm cum venim și știm ce speranță avem, dar mai știm și răsplata care o mai avem. Așa că avem motiv să-i dăm slavă Tatălui Ceresc. Avem. Trebuie atunci să ne închinăm, să-L slujim, dar mai ales să ne rugăm. Și rugăciunea să fie din tot sufletul, cu toată ființa noastră și nu de pe buze. Pentru că dacă sufletul nu se roagă, se roagă numai mintea, n-are niciun folos. Duhul Sfânt este Cel ce duce rugăciunea noastră. O să spune greite câteodată și o potrivește după voia Tatălui Ceresc. Pentru că Hristos este Cel ce mijlocește pentru noi și El ne împacă cu Tatăl Ceresc. Așa că, dragii mei, rugăciunea noastră să fie motivată pentru a ne împăca cu Tatăl Ceresc. Te voi ruga să vă ridicați și pentru a da literar un îndemn, aș vrea să vă dau un îndemn al lui Iuda. Este deosebit și mie îmi place foarte mult acest îndemn pe care îl dă Iuda. Este versetul 20, 21 și 22. Și spune așa: Dar voi, prea iubiților, zidindu-vă pe credința voastră prea sfântă, rugându-vă prin Duhul Sfânt, păstrați-vă în dragostea Tatălui Ceresc, așteptând îndurarea Domnului nostru Hristos pentru viață eternă. Amin.